Bună seara, dragii mei! De fapt, bună ziua! Ne-am obișnuit să ne întâlnim mai mult seara decât ziua. Astăzi ne întâlnim ziua. Da. În acest parc din Liverpool. O vreme superbă aici la noi, în Anglia. Da, slavă lui Dumnezeu! He, da. Am... văzut așa foarte multe întrebări legat de biserica de care aparțin. În ce biserică sunt eu? Și aș vrea să vă fac așa un scurt istoric, pentru că nu e niciun secret. Nici n-am crezut că este vreun secret. La o simplă googleară, așa, la o simplă căutare pe Google, dacă scrieți Matei Vulcănescu sau scrieți Matthew Vulcănescu, găsiți exact din ce biserică fac parte, absolut tot. Am crezut că nu este niciun secret. M-am mirat când a fost scandalul cu pisica, da, cu idolul pisică, care, iată, am dovedit că românii noștri chiar sunt foarte mulți idolatri cu pisicile și cu căței și au ajuns într-adevăr să iubească mai mult pe căței și pe pisici decât pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care din păcate nu-L cunosc. Dovedesc că nu-L cunosc. Asta este o realitate. Da. Iată, trece și un avion deasupra noastră cu o dâră. Așa, unii conspiraționiști ar spune că dâra aia este cu siguranță o dâră de... specială, pusă, aruncată acolo, pusă special ca să ne omoare pe noi. Da, eu nu cred, nu fac parte din mișcarea conspiraționistă, da. Dar haideți să trecem la un subiect important, zic eu, pentru că am văzut că vă interesează persoana mea, așa. Am să vă fac așa un mic istoric referitor la parcursul meu ca prezbiter al Bisericii lui Hristos. Eu am fost, am plecat din România după ce am terminat masterul. Am plecat în Grecia după ce m-am căsătorit. Am plecat în Grecia cu binecuvântarea de atunci a mitropolitului Moldovei, înalt preasfințitul Daniel. El a binecuvântat hirotonia mea într-un prezbiter în Biserica Ortodoxă Greacă. Pe vremea aceea era arhiepiscopul Hristodulos al Atenei, care la scurt timp s-a dus la Domnul. Așa. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am fost hirotonit diacon la Biserica mitropolitană din orașul Nausa, numită Metamorfosi, în Grecia, cu acordul sinodului Bisericii Ortodoxe Grecești. Am fost făcut funcționar de stat al Bisericii Greciei, în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română, cu binecuvântarea și recomandarea actualului preafericit Părinte Patriarh Daniel. Așa, la un moment dat chiar am și pus recomandarea pe internet, așa, ca să nu fie un secret lucrul acesta, pentru că lucrurile acestea nu sunt secrete. Eu am dorit să merg în Grecia, să învăț limba greacă, să studiez în Grecia, pentru că știam că Septuaginta a fost tradusă în limba greacă, iar originalul din limba ebraică s-a pierdut, deci nu mai există ceea ce avem în limba ebraică, sunt textele masoretice sau mai bine zis textele tradiționale rabinice, care nu mai reflectă exact profețiile Vechiului Testament sau Primului Legământ, cum este numit. Și atunci pe mine, interesându-mă studiul biblic, studiul dogmaticii, așa, am plecat în cu soția, preoteasa, atunci încă nu aveam copii, așa, la începutul vieții noastre
în căsătorie, așa. Am plecat în Grecia, am stat în Nausa ca și diacon. După un an jumătate am fost hirotonit prezbiter, tot în biserica Metamorphosis, adică în catedrala mitropolitană a orașului Nausa. Între timp am învățat limba greacă, am început să înțeleg Sfânta Liturghie și să mă integrez în societatea grecească de acolo, pentru că am fost asimilat ca fiind preot grec. Da, nu eram acolo, nu am fost considerat ca un preot venit la studii, trimis pentru studii, ci ca un cleric al Bisericii Ortodoxe a Greciei. În cadrul Arhiepiscopiei Atenei și a întregii Grecii, dar și în cadrul Patriarhiei Ecumenice, pentru că partea de nord a Greciei, inclusiv Veria și Nausa, fac parte din, care sunt în zona aceea, Macedonia, Tesalia, fac parte din Neis Chores, se numesc, sau țările noi, în care Patriarhia Ecumenică are un ascendent jurisdicțional acolo. Este pomenit Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la fel cum este pomenit și în Sfântul Munte, când sluja mitropolitul nostru, mitropolitul care m-a hirotonit, Panteleimonos de Veria, când slujea Sfânta Liturghie, îl pomenea întotdeauna pe Patriarhul Ecumenic. În schimb, la Atena, acolo este o altă jurisdicție, deși e același sinod, acolo nu mai este pomenit Patriarhul Ecumenic, ci este pomenit Sfântul nostru Sinod. Asta este formula de pomenire pe care o au în Atena. Așa s-a stabilit. Nu știu cât este de canonic, dar așa s-a stabilit în Grecia să se facă. În urma conflictelor istorice și în urma revoluțiilor și a luptelor cu turcii. Da, s-a creat astfel această dublă jurisdicție în nordul Greciei. Dar apoi am fost hirotonit și după hirotonie am fost trimis ca preot, prezbiter, slujitor. Așa am fost trimis ca prezbiter în orașul Veria, în orașul capitală, metropola Macedoniei, numit orașul Veria, pentru că acolo este metropola Macedoniei, locul unde este capitala Imperiului Macedonean al lui Alexandru Macedon și unde a fost și Sfântul Apostol Pavel, fiind hirotonit pe seama pentru Veria, succesiunea apostolică fiind, bineînțeles, de la Sfântul Apostol Pavel. Cineva mă întreabă: nu vă supărați, Părinte, Canada din ce patriarhie face parte? Canada nu face parte din nicio patriarhie. Canada este un spațiu misionar în care există mai multe biserici ortodoxe. Este Biserica Greacă, Patriarhie Ecumenică, Patriarhia Română are acolo biserici, Patriarhia Antiohiei, adică Patriarhia mea, din care fac parte acum, Biserica Rusă, toți au, probabil că și bulgarii și georgienii, Biserica Rusă din exil și așa mai departe, au episcopi acolo și prezbiteri. Da. Revenim la subiect, am fost hirotonit în Veria, am fost hirotonit pentru Veria, Nausa, de Mitropolitul Panteleimonos. A fost un moment excepțional, au fost mii de oameni la hirotonie, a fost o mare bucurie și am simțit pogorârea Harului Duhului Sfânt și acea putere pe care am primit-o, acea putere de a lega și dezlega, de a conduce turma lui Hristos pe calea mântuirii prin punerea mâinilor mitropolitului, episcopului nostru, arhiepiscopului și mitropolitului nostru, Panteleimonos de Veria, urmaș, da, al hirotoniei, pe linie apostolică, având hirotonia
așa, dacă e să luăm de la un început, de la Sfântul Apostol Pavel. Da. Iată că am în Veria, am fost prezbiter al bisericii 8 ani de zile. În această perioadă, la biserica care am păstorit-o, și anume Agia Paraschevii, Sfânta Paraschevii din orașul Veria, o parohie deosebită, o parohie cu oameni deosebiți, a fost o adevărată bucurie să am parte de, așa cum spuneau toți, cea mai bună parohie din orașul Veria, cu oameni într-adevăr deosebiți, deosebiți. Acolo, în această parohie, nu am fost singur, fiind o biserică destul de mare, am fost trei prezbiteri, părintele Nectarie Savidis, părintele Nectarie, care are acum 8 copii, atunci avea 6, acum are 8 copii, un părinte deosebit, cu care am colaborat, a fost minunată colaborarea cu părintele, am făcut misiune, pentru că părintele se ocupa și de misiunea apostolică în Africa, pentru ajutorarea bisericilor ortodoxe din Africa. Și în felul acesta am intrat în legătură cu foarte mulți episcopi ai bisericii din Africa, inclusiv cu Patriarhul Teodoros al Africii și cu alți părinți din Africa. Așa, am pus și am o mână de ajutor ca să putem să ajutăm bisericile ortodoxe din Africa. De asemenea, am scos o carte, am tradus o carte împreună cu doamna preoteasă, am tradus o carte a părintelui Gheorghe Hrisostomu, care era pe timpul acela protosinghelul sau vicarul Mitropoliei de Veria, vicarul Mitropoliei de Veria, se numește 18 zile în Congo, o carte deosebită care a fost lansată la librăria Sofia de către mine și mai mulți cunoscuți care au sosit acolo. Mi-aduc aminte de Andrei Vlădăreanu, de Marian Maricaru, așa, și subsemnatul. Am vorbit despre misiunea în Africa și a fost într-adevăr ceva cu totul deosebit. Ușor, ușor îmi aduc aminte că viața mea era o viață liniștită, eram o speranță, ca să zic așa, cred că și pentru Patriarhia Română, pentru că eram recomandat chiar de cel care va deveni Patriarhul României, actual Patriarhul Daniel. Aveam poate o întoarcere frumoasă în timp în România, după ce aș fi terminat un doctorat și poate o școală postdoctorală, poate și în afara țării, prin alte spații mai ortodoxe sau mai puțin ortodoxe, și aș fi putut să ajung un profesor de teologie la Institutul Teologic din București, de unde am plecat. Vedeți, foarte interesant lucrul acesta. Puteam să am o parohie, deja exista propunere, e foarte interesant că pe timpul acela de foarte multe ori veneam în România și slujeam la părintele Visarion Alexa. Chiar aveam o prietenie frumoasă cu părintele Visarion Alexa, cel care acum a apărut prin ziare. Așa, și dar nu cunoșteam în momentele acelea aceste aspecte ale dumnealui. Astea sunt problemele dumnealui, nu păcatele dumnealui. Dacă sunt, ce sunt, nu judecăm noi. Dumnezeu judecă păcatele oamenilor personale. Noi nu judecăm și nu osândim pe nimeni, pentru că cu toții suntem păcătoși și suntem mai răi, cu siguranță. Eu sunt mult mai rău decât părintele Visarion Alexa. Prin gândurile, faptele, obiceiurile, viața mea, sunt mult mai rău înaintea lui Dumnezeu decât toți aceștia, pentru că aceștia Dumnezeu, iată, i-a smerit. Și prin smerenia aceasta
Nu știm cât har au primit de la Dumnezeu. Nu știm părintele Visarion Alexa astăzi cât plânge, cât se roagă și cât har și câtă sfințenie primește el de la Dumnezeu, noi cu toții blamându-l, da, habar n-avem. Noi suntem după mintea noastră creață, mintea noastră superficială, lipsită de dragoste, lipsită de înțelegere. Dumnezeu este cu adevărat iubitor de oameni și așteaptă pe ultimul păcătos și nu o să-l aștepte pe părintele Visarion Alexa, care este un slujitor al lui și cu siguranță inima lui de început a fost bună și lucrarea lui și faptul că împărtășea credincioșii, Doamne ajută, împărtășea credincioșii, avea o deschidere pentru Sfânta Împărtășanie continuă pentru credincioși. Se împărtășeau zeci și zeci de oameni acolo. Era o lucrare frumoasă în ogorul lui Dumnezeu, pot să spun. Atunci când mergeam eu acolo, predicam, slujeam primul, eram părintele venit din Grecia, în fiecare an acolo, poate de mai multe ori pe an, slujeam, eram, așa înțelegeam și cum este o parohie românească față de o parohie grecească, autentică. Da, deci experiențe frumoase în această perioadă de prezbiterat. În același timp, faptul că în fiecare an aveam, o să încerc să fiu mai scurt, să nu vă plictisesc, să nu vă obosesc. În acea perioadă, în fiecare an se făcea un mare simpozion și se face un mare simpozion pan-ortodox, pan-ortodox la Veria, numit Pavlia. Pavlia, deci în cinstea Sfântului Apostol Pavel, Apostolul Veriei, se face acest simpozion. Cu ocazia aceasta am cunoscut și am avut ocazia să vorbesc, să dialoghez, să am legături, relații cu patriarhi. Acolo l-am cunoscut și pe patriarhul, inclusiv pe patriarhul Bartolomeu, patriarhul ecumenic, patriarhul Alexandriei, Teodoros al Alexandriei, patriarhul Antiohiei, episcop, mitropoliți din Patriarhia Antiohiei, personalități, părintele Teodoros Isis, domnul Dimitrie Tselenghidis, profesori mari de la universități importante din lume, ierarhi din Biserica Ortodoxă Română trimiși acolo, mi-aduc aminte că l-am găzduit și pe înalt preasfințitul Casian, Siluan al Ungariei și mulți alții, cel de la Tulcea și mulți alți ierarhi care au trecut pe la Pavlia, au fost trimiși ca delegați ai Patriarhiei Române acolo și, bineînțeles, ca români, întotdeauna, mitropolitul Andrei Andreicuț, am avut ocazia să mâncăm împreună, am fost la tavernă împreună, am mâncat împreună la tavernă cu mitropolitul Andrei Andreicuț, am stat de vorbă, mi-aduc aminte că beam câte un pahar de vin și în alt preasfințitul Andrei spunea, oare o fi duhovnicesc să bem și acest pahar? Da, deci oameni deosebiți pe care i-am cunoscut, cu care am vorbit, cu care am ținut legătura, cu care am avut, a fost tangențial sau netangențial, am avut ocazia să intru în casele credincioșilor, să-i cunosc, să cunosc mentalitatea grecească, să trăiesc în această zonă și să învăț ortodoxia curată, mai ales prin predicile părintelui Teodoros Isis și ale domnului profesor Dimitrie Tselenghidis, dar și ale părintelui Gheorghe Metalinos, așa, care veneau în mitropolia noastră și țineau niște prelegeri universitare cu totul deosebite, lucru care m-a făcut să înțeleg foarte multe lucruri și anume să înțeleg ce înseamnă ortodoxia. Pentru că, deși terminasem eu facultatea de teologie în România, deși făcusem un master deja în economie și teologie, o bursă Cambridge din Anglia, deși eram în căutarea adevărului și acolo l-am cunoscut și pe Ioannis Kotsabasis, autorul cărții din Tibet în Sfântul Munte la Părintele Paisie, cu care m-am prietenit și ne leagă o prietenie frumoasă, și mulți alți oameni deosebiți. Acolo am cunoscut că sfințenia nu este numai a clericilor și nu e numai în mănăstire. Am cunoscut oameni sfinți care sunt mecanici auto,
Am cunoscut oameni sfinți care fac afaceri, am cunoscut oameni sfinți care sunt notari sau avocați sau în politică. Am văzut că din orice pătură a societății poți să te sfințești, poți să ajungi la rugăciunea inimii neîncetată, poți să te curățești de patimi. Am cunoscut această mireasmă a muntelui Athos, a părinților atoniți. Am avut ocazia să fiu aproape de egumenul Gheorghe Capsanis, da, egumenul mănăstirii Grigoriu din Sfântul Munte, și alți părinți importanței Sfântului Munte pe care i-am întâlnit, cu care am discutat. Iată că nu am conștiința ortodoxă, m-am împins ca să, în urma cunoscutelor acorduri cu monofiziții care s-au făcut în cadrul Patriarhiei Române în 1994, acel dialog cu monofiziții, care un dialog blasfemiator la adresa ortodoxilor și a sinoadelor ecumenice ortodoxe, am scris prima mea scrisoare către Patriarhul Daniel, apoi am scris și a doua scrisoare, apoi în momentul în care Patriarhul Teodoros al Alexandriei a dat o mitră Patriarhului eretic monofizit, am scris articol pe tema aceasta, am trimis scrisoare și mustrat, să spunem, această atitudine cu smerenie, dar în același timp scandalizat de aceste gesturi ecumeniste. De asemenea, atunci când mitropolitul Iosif al Parisului, pentru că înainte de a pleca în Grecia am stat un timp la Paris, urmând poate să fiu chiar preot acolo, așa, tatăl meu fiind restaurator, pictor-restaurator la Paris, și chiar restaurând catedrala Jean de Beauvais, actuala catedrală Jean de Beauvais din Paris, deci iată, a avut o colaborare cu mitropolitul Iosif. Eu eram într-o relație foarte bună ca student, eram într-o relație bună cu mitropolitul Iosif de atunci, tânăr, nou mitropolit, care părea o speranță, dar apoi văzându-l că sărută mâna papei, atunci am zis că este un episcop, că nu este episcop pentru că n-ai cum să faci așa ceva, și asta o spune Sfântul Ioan Damaschin. Iată că am început să scriu, să fac un site în care să vorbesc despre întreruperea pomenirii episcopilor ecumeniști, în care să discutăm, în care să problematizăm. Iată că tot în aceeași perioadă au început din partea Patriarhiei Române, au început presiunile la adresa mea, atunci episcopul vicar Ciprian Câmpineanul, actualul mitropolit, arhiepiscop de Buzău, care, cunoscător de limbă greacă, îl suna în numele patriarhului pe mitropolitul meu Panteleimonos, spunându-i că faceți-i ceva, pedepsiți-l pe acest Matei Vulcănescu. Nu se poate așa ceva. Păi cum își permite să vorbească, să critique, să, ca și cum în biserică, biserica e sat fără câini sau cum? Și iată că mitropolitul meu Panteleimonos spunea că nu poate să facă nimica. Nu poate să facă absolut nimica pentru că atâta timp cât nu am călcări canonice, nu există posibilitatea de a face ceva din punct de vedere canonic. Iată că ușor ușor am început să finanțăm și să facem conferințe în România la Arhiepiscopia Tomisului cu părintele Teodoro Zisis, cu părintele Gheorghe Metalinos, cu domnul Dimitrie Țelenghidis. Și ușor, ușor, ca apogeu, a fost venirea mitropolitului Serafim al Pireului. Între timp am scris o scrisoare semnată de 100-150 de greci către Patriarhul Ecumenic, în care îi ceream lepădarea ereziilor sau, dacă nu leapă de ereziile, să lase scaunul unui episcop antiecumenist, da? Un episcop unui, să fie hirotonit, să fie trimis un episcop antiecumenist, pentru că situația o cerea, motiv pentru care mitropolitul Veriei atunci și mai ales faptul că am apărut și pe Ronfea cu mitropolitul Serafim al Pireului ținând predici antiecumeniste în România cu binecuvântarea în al preasfințitului Teodosie. Da. Trebuie să știți că au fost făcute și la Iași conferințe
cu binecuvântarea în al preasfințitului Teofan, tot finanțate de noi, de mine, în acea perioadă, în salariul meu, pentru că aveam un salariu destul de mare, aveam cam 1500 de euro, primeam de la statul grec ca și salariu. Da, era o sumă destul de mare, ne ajungeau banii, nu? Plus că aveam slujbe, aveam, nu era o problemă, banii nu au fost niciodată o problemă. Da, iată situația, mitropolitul este sunat de Patriarhie Ecumenică ca să fiu pedepsit, să fiu imediat, am fost oprit de la slujire în mod ilegal. În clipa aceea au apărut în ziare, în ziarul Faretra și în multe ziare și în multe site-uri pe internet faptul că în chip necanonic am fost oprit de la slujire pe o perioadă nelimitată. Motiv pentru care, iată, mi s-a spus că ești oprit de la slujire până când îți găsești o altă mitropolie. Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, mitropolitul Serafim al Pireului m-a îndemnat să vin în mitropolia lui. Am venit în mitropolia Pireului, unde am fost și hirotesit protoprezviter și duhovnic al comunității românești de la Atena, de la Pireu. Mi-aduc aminte că la hirotesia mea au fost peste 700 de persoane. Vă dați seama ușor, ușor câți oameni au venit, câți oameni veneau la biserica aceasta, o biserică catedrală, o biserică foarte mare, cu sală, cu tot ce trebuie, inclusiv ambasada României. Venea acolo, îmi aduc aminte că ambasadorul Lucian Fătu urma să aducă pe ministrul secretar de stat de externe, de diaspora, la biserica noastră chiar în Duminica Ortodoxiei, zi în care am și enunțat anatemele, deși mi-a spus să nu spun anatemele. Așa, noi le-am spus anatemele împotriva masoneriei, împotriva papei, împotriva ecumenismului. Ei au plecat, au ieșit afară din biserică în semn de protest. Erau acolo 20 de senatori și deputați. Dar iată că aceste politici așa strâmbe nu prea le-au mers la noi la biserică. Bineînțeles, apoi s-au și răzbunat și au făcut acea poveste cu... Au creat așa o poveste de ziar în care să mă arate pe mine penibil și... în care aceea cu decât să-ți omori copilul în pântece, mai bine naște-l, botează-l și apoi omoară-l, pentru că este un păcat mai mic, că este un mesaj clar anti-avort, clar de trezire, în care orice femeie să înțeleagă că ori îți omori copilul după ce l-ai născut sau ori îl omori în pântece, tot crimă se numește. Este o crimă și este o crimă abominabilă. Tu omori un copil nenăscut, da? Îl omori, îl ciopârțești, îl distrugi, îl faci o crimă abominabilă, nedându-i nici măcar șansa de a vedea lumina zilei și de a fi botezat, de a primi taina botezului. Nu? Iată mesajul foarte clar și care s-a răspândit în toată România, dar bineînțeles că manipularea și prostia și superficialitatea și vinovăția femeilor care își omoară copiii în pântece i-au făcut să... Mă consideră tot pe mine vinovat, cel care am pus acest mesaj, normal, eu eram criminalul. Nu erau ele care și-au omorât copiii în pântece. Era cel care spune că e o crimă să-ți omori copilul în pântece. Ăla e criminalul după ei, pentru că așa se întâmplă. Oamenii devin agresivi atunci când îi vădești de păcatul lor, păcat îngrozitor al crimei, da? Al unei crime îngrozitoare, care este avortul, da. Iată, ușor, ușor, aceea a fost făcut de băieții veseli. Apoi, în Mitropolia Pireului, cu ajutorul lui Dumnezeu, ani și ani de zile, 8 ani, 9 ani, am stat și am păstorit comunitatea românească de la Atena, dar între timp, cu binecuvântarea mitropolitului nostru, Serafim al Pireului, am întocmit o echipă ortodoxă, o echipă, o grupare, ca să spunem așa, ortodoxă, formată din un conventicol, cum îl numește Patriarhia Română, într-un ziar ortodox, așa, Lumina, parcă, sau Întunericul, sau Trinitas,
sau nu mai știu cum, într-un site. Îl găsiți, le găsiți acolo. Între timp, Patriarhia Română și Mitropolitul Nifon, ca eu să nu mai vin în România și să nu mai fac conferințe antiecumeniste, au scos o enciclică în Mitropolia Muntenii și a Dobrogei, că nu sunt primit la comuniune, ceea ce nu înseamnă caterisire, sub nicio formă. De aceea, terminați cu prostiile, cei care spuneți că sunt caterisit, nu sunt caterisit. Așa, sunt preot canonic, în prezent sunt în Biserica Ortodoxă a Antiohiei, am mitropolit. Mitropolitul meu este mitropolitul Siluan Oner, este de origine arabă. Patriarhul meu este patriarhul Ioan al X-lea, patriarhul Antiohiei. Suntem o parohie tânără, luptătoare, în comuniune euharistică cu toată Biserica Ortodoxă, canonică, da, la ora actuală. Suntem o biserică vie, luptătoare, o biserică în care există noțiunea de sintronos, în care episcopul nu ia singur decizii, ci ia împreună cu colegiul prezbiterilor, da, adică cu noi, cei care suntem prezbiteri ai bisericii. Nu toate bisericile sunt niște dictaturi. Da, există ceea ce se numește respect. Există ceea ce se numește cunoaștere ortodoxă a lucrurilor. Iată, dragii mei, ne găseam atunci în perioada aceea în Pireu, în Mitropolia Pireului, în care am organizat acest conventicol format din Părintele Profesor Teodorozisis, Părintele Profesor Gheorghe Metalinos, domnul Dimitrie Tselenghidis, Părintele Peter Hirs, protoprezbiter, actualmente în Statele Unite ale Americii, negat de toți, da? Apoi, Părintele Anastasios Gotsopoulos, părinte canonist, canonolog al Bisericii Ortodoxe ale Eladei, părintele Angelos Angelakopoulos, părintele Pavlos Dimitrakopoulos. Deci iată, am format această echipă, monahul Serafim Zisis. Monahul Serafim Zisis, așa. Am format această echipă și am început să contactăm bisericile ortodoxe cu scopul de a merge în delegație la aceste biserici ortodoxe, să-i convingem că nu au ce căuta la sinodul din Creta, că este un sinod capcană, un sinod tâlhăresc. Cu ajutorul lui Dumnezeu am fost în Biserica Ortodoxă Bulgară, am vorbit în Sfântul Sinod, Părintele Teodorozisis a fost o voce excepțională acolo și au convins Biserica Ortodoxă Bulgară să nu meargă la Creta. La fel s-a întâmplat și cu Biserica Ortodoxă Georgiană, în care tot așa Biserica Ortodoxă Georgiană a fost convinsă să nu meargă la Creta. Lucrurile acestea le găsiți pe internet, sunt lucruri cunoscute. Cu Biserica Ortodoxă și Biserica Ortodoxă Rusă, printr-o scrisoare pe care am adresat-o celor importanți din Rusia pentru a lua atitudinea cea bună și a nu participa la acest sinod tâlhăresc, care ar fi destrămat Biserica Ortodoxă Rusă și ar fi creat mari probleme și schisme în cadrul ei. Da. Iată că cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit ca cel puțin trei biserici să le întoarcem de la Creta, în așa fel încât acest sinod să nu mai aibă niciun fel de autoritate la nivel pan-ortodox, să fie un sinod care are autoritate doar în bisericile care l-au semnat. Și aceste biserici sunt biserici decăzute din drepturi, sunt biserici care au erezia în ele. Și iată lucrarea lui Dumnezeu. Cineva mă întreabă, Patriarhia Bisericii de Est sau Biserica Antică Asiriană a Orientului, care este diferența dintre ele? Toate aceste patriarhii, Biserica Antică Asiriană a Orientului, Siro-Iacobiți, Malabarieni, copți, armeni și așa mai departe, nu sunt ortodoxi, da? Ei sunt monofiziți, monoteliți, ei sunt miafiziți, ei nu sunt ortodoxi, sunt
pseudo-biserici, sunt eretici, condamnați de sinoadele ecumenice. De aceea nu vă uitați că au păr blugi și sunt îmbrăcați în negru și că îi spun despre ei că sunt ortodoxi, că ei nu sunt ortodoxi, da? Sunt în afara ortodoxiei, deci nu vă înșelați de astfel de pseudo-biserici. Iată că cu ajutorul lui Dumnezeu s-a împlinit această lucrare minunată de a sabota minciunul sinodul din Creta. Iată, ajungem apoi la schisma ucraineană, în care cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea înaltea Sfințitului Serafim am dat anatema pe Epifanie Dumenko, capul constructului schismato-eretic ucrainean susținut de americani și căruia i s-a dat un tomos de autocefalie din partea Patriarhului Bartolomeu. Am dat pentru prima dată anatema din Biserica Oficială a Greciei acestui tomos și acestui personaj care deja fusese anatematizat prin cel care l-a hirotonit, prin Filaret Denisenko, care a fost deja fusese anatematizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Iată că după acest moment Dumnezeu face, mai ales că prin putere politică, această schismă ucraineană a fost impusă la nivel sinodal, în așa fel încât chiar în Biserica Greciei, pe 6 ianuarie, am impresia 2019, nici nu mai țin minte că a trecut timpul, arhiepiscopul Greciei vine la Pireu, conslujește cu mitropolitul Serafim al Pireului și pomenește în diptice pe schismato-ereticul Epifanie Dumenko. Înțelegeți cum au lucrat? Da. În loc mitropolitul Serafim al Pireului să se dezbrace de veșminte și să, în semn de protest, și să nu mai continue slujirea cu Ieronim al Atenei pe această speță, deși el s-a declarat anticreta, a binecuvântat anatema, da? Iată că de data aceasta el continuă să slujească, infectând, ca să spunem așa, Biserica Ortodoxă a Greciei, din păcate și în această redută care mai rămăsese, una, două, trei, patru redute, patru mitropoliți care nu acceptau această cinste mitropolitului Serafim al Chitirelor, care a luptat și a fost sincer în această luptă. Dar iată situația rea în care m-am putut găsi, pentru că ne puteam găsi în această comuniune. În această comuniune cu cine? Hello? Ok. În această comuniune cu schismaticii ucraineni. Da? Să intrăm în schismă, să intrăm în erezie, să intrăm prin mitropolitul Serafim al Pireului. De aceea Dumnezeu a rânduit COVID-ul, venirea COVID-ului, care a dus la, atenție, închiderea bisericilor în Grecia. Liturghia de Paști, de Înviere, să se facă la ora 9, sâmbătă, și nu duminică, la ora 12 noaptea, să înceapă așa cum e normal. Da? Iată o altă nebunie care s-a făcut atunci. Noi am intrat în catacombe din acea clipă și am început să slujim, fără să-l mai pomenim pe Serafim de Pireu, să slujim în casă, să continuăm slujirea în casă, cu toți credincioșii, și să nu încetăm a sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în pseudo-pandemia lor. Înțelegeți? În pseudo-pandemia lor. Așa că am continuat slujirea, în condițiile în care, dacă erai prins, erai arestat, erai judecat, erai închis în închisoare, noi am continuat slujirea pentru că am zis că mai bine este ascultat de Dumnezeu decât de oameni. Și iată că am continuat această slujire, atenție mare, cu binecuvântarea înaltea Sfințitului Serafim al Pireului, care a binecuvântat lucrul acesta, nu în scris, ci în mod verbal. Iată că a trecut timpul, și statul elen și mai ales Mitsotakis, primul ministru, care era nebunit și se pare presat la ideea că părintele Matei Vulcănescu va zice din nou anatemele. Și atunci trebuie să scăpăm de părintele Matei Vulcănescu,
De aceea îi se trimite o foaie în care se spune că slujește în casă, că este urmărit, că este, situația respectivă este gravă și așa mai departe. Mitropolitul Serafim al Pireului, din păcate, fiind laș, s-a făcut că nu știe nimic legat de slujire. Și atunci am găsit o soluție ca să cer intrarea în Biserica Ortodoxă Rusă, ca să scap de această presiune care venea de data aceasta nu din partea ierarhului, din partea unui episcop sau unui patriarh, ci chiar din partea primului ministru al Greciei, care trebuia să scape de mine. Asta ca să înțelegeți cât de periculos sunt, da, periculos. Da, iată, dragii mei, situația aceasta. Imediat am vorbit atunci cu mitropolitul Ioan Jean de Dubna, care a fost și duhovnicul Preafericitului Daniel, cât timp era în Elveția ca profesor acolo. Jean de Dubna, am intrat sub omoforul lui, mi-am dat demisia din Biserica Greacă și m-am transferat în Biserica Ortodoxă Rusă sub mitropolitul Jean de Dubna. Am părăsit și Grecia în acea clipă, pentru că era periculos într-o asemenea dictatură să rămân acolo, în situația respectivă. Am părăsit Grecia și am plecat în Anglia, la Liverpool, unde, cu binecuvântarea mitropolitului Jean de Dubna, care am aflat mai târziu că este nebotezat și că este un ecumenist, da? Am întemeiat parohia ortodoxă Sfântul Eduard, Martirul și Sfânta Paraschevi. Pentru că Sfânta Paraschevi ne-a urmat tot timpul. Ba la Veria, ba la Pireu, tot aveam hramul și Sfânta Paraschevi. Ba, iată, și aici am zis să avem același hram pe Sfânta Paraschevi, ocrotitoarea noastră, da. Iată că în această biserică nu am stat mult timp, pentru că ușor-ușor săpând i-a trebuit să mă mut cu viteză într-o altă biserică, pentru că nu puteam să întrerup pomenirea, pentru că nu aveam un motiv canonic de întreruperea pomenirii. Vă dați seama, în condițiile acestea în care mitropolitul Serafim al Pireului susținea, deși a conslujit cu Epifanie Dumenco, deși era un susținător al luptei antiecumeniste, da? Deci nu aveam cum să interupem pomenirea, pentru că pe față el mărturisea, nu? Deci nu puteam să... Întreruperea pomenirii are clar niște lucruri foarte... trebuie ca episcopul așa să fie, să învețe erezia, să... Nu oricum și în orice situație poți să întrerup pomenirea episcopului, nu? Că altfel înseamnă că am face schismă, nu? Dacă episcopul e ortodox și mărturisește ortodox, nu? Chiar dacă a fost de acord, iată, cu închiderea bisericilor, chiar dacă a fost laș și a fost și mincinos, chiar dacă toate lucrurile acestea s-au întâmplat... Asta nu înseamnă că trebuie să întrerupem pomenirea pentru aceste motive atât timp cât rămâne ortodox. Da. Deci iată că situația aceasta a continuat, în sens, situația aceasta a rămas la fel în Grecia și Grecia din ce în ce decade, iar noi am, cu ajutorul, prin binecuvântarea aceasta în Biserica Ortodoxă Rusă, am creat această comunitate, această parohie ortodoxă la Liverpool. Am început, bineînțeles că slujirea noastră nu a început într-o biserică fastoasă și în clădiri mărețe, așa cum sunt obișnuiți românașii noștri, ci într-o căsuță. Am închiriat o casă, am închiriat o cameră, am închiriat un spațiu de slujire în care Dumnezeu lucrează și Sfintele Moaște izvorăs mireasmă și mir, și în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu venirea Sfintelor Moaște ale Sfinților Apostoli, cu venirea Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci, cu venirea moaștelor Sfântului Ioan Botezătorul și are multor sfinți, Sfântul Haralambie și alți mulți sfinți din Sfântul Munte Athos, de la Ierusalim, donate de episcopi, de părinți, de egumeni ai diferitelor biserici, care mă cunosc, care sunt prieteni, care mă iubesc, care mă sprijină.
în această luptă antiecumenistă pe care o ducem pentru Hristos, pentru slava Bisericii Ortodoxe, nu? Pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Hristos, da? Pentru că noi suntem aici pentru Hristos, fraților, nu? Noi pentru asta suntem. Suntem ca să slăvim pe Hristos. Ăsta este singurul scop al vieții noastre. Noi nu ne este teamă de nimeni, pentru că noi îl avem pe Hristos. Dacă l-ai pe Hristos, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, că și cu noi este Dumnezeu, nu? Deci, de ce să ne fie frică? Dumnezeu a rânduit ca să și mor de COVID. 45 de minute am fost în moarte, dar nu moarte clinică, moarte. Și Dumnezeu m-a readus la viață, m-am întâlnit cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, am ieșit din acest trup material, m-am întors în trup și Dumnezeu, atunci eram deja în Anglia, când s-au întâmplat lucrurile acestea, eram deja, parohia era formată. Și iată cum Dumnezeu a rânduit această parohie într-o căsuță, smerită, nu în biserici mari, da? Să slujim aproape zilnic Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să ne împărtășim aproape zilnic, să luptăm pentru apărarea Ortodoxiei, să spunem anatemele deja de aici, din această biserică. Dar iată că ușor, ușor, mitropolitul Ioan de Dubna a început să ne saboteze, în sensul că spunea că noi să slujim doar când o să vină protopopul și o să aducă el un antimis și o să-și ia antimisul acasă. Numai atunci ei vreau să mă controleze, așa, și-au dat seama că reprezint un pericol pentru ei. Și atunci mi-am dat seama că, având în vedere situația și faptul că el este nebotezat și că n-aș fi putut să slujesc cu el sub nicio formă și nici să-l pomenesc, atenție mare, deși eram sub omoforul său și deși eram în Biserica Ortodoxă rusească, da, rusă, mi-am dat seama că trebuie să ne mutăm, să găsim o biserică ortodoxă canonică, ce are ca episcop un episcop botezat ortodox, da? Nu un episcop primit prin mirungere sau hirotonit sau doar atâta, pentru că aceia nu sunt episcop, nu? Și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin domnul Dimitrie Tselenghidis, a vorbit cu studentul său, cu mitropolitul nostru actual, mitropolitul Siluan Oner, care a terminat la Salonic și este ucenic așa al domnului Dimitrie Tselenghidis. Deci are fronima, are gândirea aceasta, înțelege cum e cu antiecumenismul și lupta ortodoxă. Și care m-a primit cu bucurie, mi-am luat ieșirea canonică din Biserica Ortodoxă Rusă și am intrat în ascultarea și sub omoforul în al preasfințitului mitropolitului nostru Siluan Oner, în Biserica Ortodoxă Antiohiană, unde mă găsesc și astăzi. Cu ajutorul lui Dumnezeu am și slujit împreună. M-am bucurat foarte mult. Această biserică nu a fost la Creta și nu acceptă schisma ucraineană. Acestea sunt motivațiile pentru care mă găsesc în această biserică. Bineînțeles că și această biserică are probleme. Sunt foarte mulți preoți bătrâni, vechi, care sunt nebotezați. Există probleme, eu nu conslujesc cu ei, da, nu conslujim cu aceștia, conslujesc cu mitropolitul nostru, care este botezat, este ortodox, până acum mărturisește ortodox, așa suntem, iată, într-o bună prietenie, într-o relație în libertate și responsabilitate, în apărarea dreptei credințe, în luptă, iată, de aceea mă găsesc și în această biserică. Ne-a încurajat să facem site-uri cu egida Patriarhiei și egida Mitropoliei Antiohiei, în care să vorbim, să punem lucruri despre misiunea ortodoxă, despre unicitatea Bisericii Ortodoxe, lucruri extrem de importante care le găsiți în limba engleză, despre misiunea ortodoxă de a aduce la ortodoxie nu numai pe români, care ei se cred a fi ortodoxi, dar din păcate nu sunt ortodoxi, pentru că trăiesc într-o falsă ortodoxie, trăiesc într-un păgânism pe care îl consideră ortodoxie, lucru extrem de grav, pe care îl vedem, din păcate, ei cred că sunt ortodoxi, de aceea am introdus chiar o perioadă de catehizare pentru doritorii de a veni în parohia noastră, bineînțeles,
biserica, ușa bisericii noastre, deși este un spațiu mic, este deschisă tuturor. Noi suntem o biserică apostolică pe acest pământ al Angliei. Suntem o biserică apostolică. În spatele meu se găsește un sinod al Bisericii Ortodoxe Antiohiene, un mitropolit al Bisericii Ortodoxe Antiohiene și care respectă libertatea și înțelege particularitățile fiecărei parohii în parte. Lupta noastră ecumenistă, libertatea în această luptă anti-ecumenistă și încercăm, iată, pe cei care doresc să vină să-i catehizăm întâi, înainte de a veni la Sfânta Liturghie, să fie catehizați, nu? Să fie catehizați timp de un an jumate, 2 ani de zile, să fie pregătiți, da, pentru a intra, pentru a deveni ucenici ai mei în această parohie, eu fiind părintele spiritual al acestei parohii. Pentru că trebuie să înțelegem parohia nu ca o tarabă în care preotul este un slujbaș care să ne satisfacă nevoile noastre religioase, ca și cum te-ai duce la curve și le plătești, da? Nu, ci biserica noastră, parohia, este nimic altceva decât o legătură între dascăl și ucenici, iar dascălul reprezintă pe Hristos și ucenicii îi reprezintă pe Sfinții Apostoli. Aceasta este parohia noastră, așa funcționează ea, este atipică pentru români, români nu înțeleg treaba asta. Cineva îmi spune, dar vrem să venim și noi duminică la biserică. Și le-am spus, întâi cateheza, facem cateheză online, facem cateheză într-un spațiu, așa, 2 ani de zile, vedem, să înțelegeți ce înseamnă aia, să fiți ucenici în Biserica Ortodoxă, nu merge așa, nu merge acest bazar pseudo-ortodox, care nu are nicio legătură cu biserica. Da, nu are nicio legătură cu starea de ucenicie, pentru că Hristos spune, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Da, faceți ucenici, ei trebuie să fie ucenici, adică ei trebuie să fie ascultători, nu să fie niște credincioși care vin la biserică, ci niște oameni care sunt în starea aceea de boală duhovnicească și ei, în Biserica lui Hristos, prin Părintele Duhovnic, care este doctorul de suflete, se vindecă. Aceasta este, așa funcționează parohia noastră în cadrul Bisericii Ortodoxe Antiohiene. Așa, slavă lui Dumnezeu, am fost numiți în toate felurile, am fost numiți sectă, eu am fost numit schismatic, că fac parte dintr-o biserică caghebistă din Grecia. Câte prostii nu am auzit la adresa mea, toate prostiile din lume, numai și numai ca să se creeze așa o pată, o îndoială, să nu cumva să-l ascultați pe Părintele Vulcănescu, pentru că el e nebun. Da, sunt și nebun, sunt și schismatic, sunt și eretic, sunt cum vreți voi să fiu. Slavă lui Dumnezeu! Dar iată că vă spun, vă descriu cu sinceritate, vedeți, lucrurile acestea sunt lucruri știute, le găsiți pe internet, găsiți pe internet site-ul nostru în limba engleză al parohiei noastre, care este linkat la Mitropolia Antiohiană, care este linkată la Patriarhia Antiohiei. Suntem aici, funcționăm cu binecuvântarea uneia din cele mai vechi biserici ortodoxe din lume, fraților. Biserica Ortodoxă Antiohiană, da? Iată, aici suntem, în această situație suntem, aceasta este activitatea noastră, munca noastră misionară. Suntem aici ca să convertim pe eretici și pe păgâni la ortodoxie, să-i aducem pe cei care sunt departe de Hristos, să-i aducem la Hristos, să-i schimbe mentalitatea, să schimbe felul de a fi. Da? Pentru că ăsta este scopul bisericii. Biserica nu este să te duci acolo să aprinzi o lumânare și să te împărtășești de 4 ori pe an și să te mai treci pe la popa la o spovedanie odată pe an. Ci a face parte din biserică înseamnă a face parte din familia lui Hristos. Ești parte din familie, nu mai ești un singuratic. Nu mai mergi de unul singur. Niciodată nu mai mergi de unul singur. Așa cum scrie aici la Liverpool, you never walk alone. Da, deci nu mai mergi de unul singur, ci mergi
împreună cu ceilalți pe calea mântuirii în Biserica lui Dumnezeu. Deci iată, v-am expus așa pe scurt istoricul nostru, faptul că nu m-a caterisit nimeni niciodată, nu sunt caterisit, nu m-a caterisit nici Biserica Ortodoxă Română, că nici n-avea cum să mă caterisească, pentru că numai biserica din care faci parte te poate caterisi. Și pe motive serioase, canonice, ai furat banii bisericii, ești curvar, ești hoț, ești eretic, ești... deci există niște acuzații și niște dovedite grave la adresa unui prezbiter. Eu am, gravitatea mea este că vorbesc adevărul în Hristos, pentru că dacă urmăm Evangheliei, Hristos a vorbit adevărul împotriva fariseilor și a cărturarilor și de aceea a fost răstignit. Iar ei, acești oameni care mă calomniază pe internet, nu fac decât să mă răstignească și pe mine, ca pe Hristos, încercând să mă răstignească ritualic, să mă caterisească ei ritualic, da? Dar eu rămân, nu sunt nici caterisit, nici nepreot, nici sectă, ci iată, suntem în Biserica lui Hristos și ducem mai departe misiunea ortodoxă apostolică de aici, din Patriarhia Antiohiei, care este patriarhia din care fac parte, așa, cu bunele ei, cu relele ei, în care, iată, ne manifestăm libertatea, da, de exprimare în Hristos, atât timp cât suntem, avem acrivie în dogma bisericii și cât nu înjurăm pe nimeni, ci întrebăm și punem lucrurilor pe nume, da, așa cum trebuie să punem, cu seriozitate și cu bărbăție și cu... maturitate spirituală, da? Avem dreptul să punem probleme, să problematizăm, să vedem ce se întâmplă, ca lucrurile să meargă evanghelic, da? Să meargă după învățătura lui Hristos și să nu fim niște prunci în ale credinței, să nu fim niște oameni irresponsabili, superficiali, rupți de Hristos. Pentru că Hristos nu vrea asta. Hristos ne vrea să fim responsabili în El. Doamne ajută tuturor, Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți, să duceți mesajele ortodoxe mai departe, ca să înțelegem foarte clar cum stă treaba, care este realitatea. Deci terminați în a spune calomnii, prostii, că Părintele Matei e caterisit, că Părintele Matei e o sectă, că Părintele Matei e un schismatic și așa mai departe. Toate acestea sunt niște calomnii care nu le fac cinste, dovedind că nici măcar n-au scris pe Google numele meu să vadă că fac parte din Patriarhia Antiohiei. Patriarhia Antiohiei este la curent cu aceste calomnii la adresa mea și este mâhnită pentru această calomnie, aceste calomnii care mi se aduc, pentru că ca și fiu iubit al acestei și simpatizat de ani de zile de această patriarhie, de aceea este o tristețe că români și chiar reprezentantul Patriarhiei Române, domnul Bănescu, a spus niște aiureli că fac parte dintr-o grupare din Grecia. Lucrul acesta probabil se va concretiza chiar într-o scrisoare de protest către Patriarhia Română, în care să se spună că vă rog frumos să rectificați. Părintele Matei Vulcănescu este membru al parohiei noastre. Nu puteți să spuneți despre el faptul că vorbește limba română, că el spune aberații. Pentru că toate lucrurile acestea, cu pisica, cu avorturile, cu ecumenismul, cu tot ceea ce vorbesc, toate aceste lucruri sunt știute de patriarhia mea, de mitropolitul meu. Suntem încurajați în această libertate în Hristos și maturitate și nu suntem niște fricoși și niște viermi care stau să târăsc pe pământ. Suntem oamenii lui Dumnezeu, stăm cu fruntea sus, suntem o patriarhie canonică, avem succesiune apostolică, suntem o biserică ortodoxă, cel puțin noi aici suntem ortodoxi. Alții poate nu sunt, care fac parte din aceeași patriarhie cu noi. Dar lucrurile se vor vedea. De aceea vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dumnezeu să vă ajute. Părintele Matei Vulcănescu vă salută de aici, de la Liverpool. Doamne ajută!